Deși untul este un deliciu pentru cei mai mulți dintre noi, de multe ori pentru sănătate nu este atât de bun. Există însă un aliment care înlocuiește cu succes untul, nu doar ca gust, dar și ca beneficii pentru organism. Untul funcționează de minune atât pe o felie de pâine cât și în multe rețete, în special în cazul produselor de patiserie. Trebuie să știți însă că acesta este extrem de bogat în grăsimile saturate, motiv pentru care nu este recomandat să-l introduceți frecvent în alimentația dumneavoastră. Există însă un înlocuitor al untului, fără grăsimi saturate, care face față atât la gătit cât și în dressing-uri sau chiar pe o felie de pâine prăjită. Este vorba de uleiul de măsline extra virgin. În forma sa cea mai simplă, uleiul de măsline extra virgin și virgin se face prin măcinarea și amestecarea măslinelor într-o pastă, separând masa solidă de uleiul lichid și apoi filtrând uleiul. Uleiul de măsline este un înlocuitor fantastic pentru unt în majoritatea circumstanțelor, fie că este vorba de prăjirea unui ou, prăjirea cărnii, utilizarea lui în prăjituri sau chiar pentru prepararea unui sos. Vestea bună este că untul poate fi înlocuit cu ulei de măsline în mai toate circumstanțele, inclusiv la gătit, copt sau prăjit. Cu toate acestea, uleiul de măsline nu este întotdeauna un înlocuitor perfect pentru unt. Uleiul de măsline nu este ideal pentru a înlocui untul în crustele pentru tarte, deoarece untul rece este într-adevăr singurul care va crea acele straturi minunate în produsul dumneavoastră. Rezultatul final folosind ulei de măsline va fi mai sfărâmicios și mai casant, dar în plus ar trebui să aibă totuși un gust destul de bun, relatează Antena 3.ro.